venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 233 și începem cu publicitate, că e mai bună decât toate. O marcăm pentru că noi aici, la Starea Nației și la Starea Sănătății, milităm pentru marcarea publicității, indiferent de natura ei, că e la produsele noastre sau ale altora. Așadar, acest podcast vă este adus ca de obicei de ceaiul nației, nelipsit de aici de lângă mine, ca să vă fac poftă, normal. Mmm, frige astăzi. Sigur, dacă te uiți la reclamele de la TV, doar cei care produc și comercializează otrăvuri au dreptul să vă facă poftă. Așa pare, nu? E, dacă nu vreți o travă, ci un ceai organic excelent, îl găsiți pe site-ul nostru stareanației.ro slash magazin sau la cafeneaua nației din Ploiești. Avansăm și cu Teatrul Nației ca să vă țin la curent cu ce se întâmplă acolo și uh, voi face uh, săptămâna viitoare un filmuleț ca să vă arăt exact cum stau lucrurile și cum stăm cu lucrările. Sperăm ca în vara asta să deschidem. Cel mai târziu, 1 septembrie. Cel mai târziu, că atunci începem și stagiunea la teatru și uh -huh, multe altele. Vă mulțumesc N-am cuvinte să vă mulțumesc pentru toate formularele 230 pe care le-ați completat pentru noi. Sunt mai mult decât impresionat de mobilizarea comunității noastre. Nu că n-aveam încredere în noi, în voi, dar mi-ați depășit orice așteptare. Chiar dacă planul era să ajungem în acest punct în care suntem azi, în aprilie anul trecut, când am decis să ieșim de la TV, am luat în considerare și faptul că nu va merge doar pe YouTube. Că nu ne vom putea finanța doar din contribuțiile voastre. Că vom sta un pic pe net și apoi ne vom retrage. Dar iată că, după mai bine de un an, avem două canale, Starea Nației și Starea Sănătății, care tot cresc. Și la care oamenii nu doar se abonează, ci și plătesc, finanțează. Deși, nu primesc aproape nimic în plus pentru asta. Din proiectul Starea Sănătății, pe care nu reușim să-l ducem încă la nivel de autofinanțare, adică să-și acopere singur toate cheltuielile, dar asta nu înseamnă că n-am adus și că nu vom aduce oameni noi acolo, din proiectul Starea Sănătății, așadar, ne luăm o doză incredibilă de motivație. Dacă aveți curiozitatea să vă uitați prin comentariile de acolo, o să vedeți de ce. Sper că toată lumea de aici a dat subscribe și acolo, pentru că aici, la Vocea Nației, este, pot să spun, cel mai bun public pe care îl avem noi la producțiile noastre de ei și producția la care eu țin cel mai mult. Dacă vă plac subiectele de la podcast, să știți că, în mare parte. Și la starea sănătății tot despre idei, cărți și studii discutăm. Și toate au un centru ascuțirea simțului critic care să ne ajute să luăm decizii mai bune pentru sănătate. Probleme cu vocea, nu mai puțin. <coughs> OK, mai bine. Dar o să vorbesc mai des și la starea sănătății despre cum ar trebui să arate o infrastructură care să ne îndemne la decizii mai bune și sănătoase, pentru că tot simțul ăsta critic pe care îl dobândim împreună aici e bun, e senzațional, dar după un punct trebuie să fie completat de posibilitatea reală de a face alegeri bune. De pildă, cel mai recent episod Starea Sănătății. Despre asta este. Despre cum arată o infrastructură construită pentru sănătate în Japonia. Acolo unde ratele de obezitate se încăpățânează să rămână scăzute, deși trendul în lume e cu totul altul. În Japonia, oamenii chiar au posibilitatea să aleagă, fără efort, atenție, fără efort, să rămână sănătoși. Așa că vă recomand acest episod E pe starea sănătății. Și tot despre infrastructură, m-am gândit să povestesc astăzi și aici, la vocea nației. E o loterie, unele episoade uh, fac acolo 15.000 de vizualizări, altele au din prima zi 25.000. Uh, e ok, nu ne mai luăm de mult după uh, cât de populare sunt subiectele atunci când ne alegem despre ce vorbim. Doar ne facem treaba. Uh, că tot e ziua copilului pe lângă toate serbările cu exces de dulciuri, cel mai bun lucru pe care l-am putea face pentru copiii de acum și pentru generațiile viitoare ar fi să construim acea infrastructură în care copiii să se poată dezvolta independent, în siguranță și sănătoși. Trebuie să fim conștienți de asta. Copiii trăiesc în mediile pe care noi adulții le construim pentru ei. Avem așadar o responsabilitate uriașă față de copiii noștri. Se zice că un oraș prietenos cu copiii este un oraș prietenos cu toți cetățenii, nu? Cât de prietenoase sunt cu copiii orașele în care locuiți voi? Sau comunele? E dezastru, nu? Adică în orașe mai e cum mai e? Tot mai găsește acolo un parc o zonă verde amenajată locuri în care copiii se pot strânge să mai vadă chiar și un spectacol la țară e jale Satele noastre sunt construite absolut imbecil în foarte puține există altceva decât strada principală Adică să ai acolo o, o zonă în care nu dau mașinile peste tine și există un parc amenajat, un cămin cultural, cu, nu știu, un cinema, terenuri de sport, altele decât cele din curtea școlii de acolo. Sigur, au mai apărut în ultimii ani, s-au mai făcut. Dar și din cele care s-au făcut pe fonduri europene sau din alocări guvernamentale, venite tot pe apartenență politică, multe sunt în paragină, abandonate. Am văzut locuri în care crește buruiana din asfalt pentru că nu e suficient să finanțezi construirea de astfel de locuri care să aducă la o altă comunitate. E obligatoriu să finanțezi apoi și funcționarea sau măcar să-i organizezi pe oamenii dintr-o comunitate astfel încât acele locuri să funcționeze. O sală de sport într-o comună care nu are niciun club sportiv, reprezintă doar resurse aruncate aiure. Ar trebui să fie cu procent aici, în opinia mea. S să nu există uh, <coughs> niciun buget care să nu acorde procent pentru cultură, procent pentru sport, procent pentru toate aceste activități. La noi totul se întâmplă după cum vrea primarul. Atenție, că urmează alegeri, da? Îi place dansul primarului? Dansul, dansul. Dă bani la dans. Îi place fotbalul? Alocă toate resursele acolo. E foarte important să vă uitați, cum spuneam, la toate aceste aspecte acum, înainte de a merge la urne. A făcut administrația din ultimii patru ani ceva pentru cultură, pentru sport, pentru spațiile verzi a construit o bibliotecă, un teatru, un cămin cultural, un teren de sport, un parc dotat spații verzi, destule îngrijite. Dacă nu, poate că e cazul să vă reorientați, să acordați votul vostru altora, gândindu-vă la copiii voștri, la viitor. Revenind, cred că e foarte important să avem o imagine clară despre lumea în care ne-am dori să trăim pentru că noi oamenii putem construi lumile pe care ni le închipuim. E important să știm să articulăm câteva politici publice concrete pe care ni le-am dori aplicate, să știm să dăm exemple de locuri unde se aplică deja unele dintre idei cu rezultate vizibile. Partea foarte bună e că astfel de locuri există prin lume, nu trebuie să inventăm noi nimic. Trebuie doar ca politicienii noștri să aibă bună voință, să fie deschiși la informații, să învețe cum au făcut alte state sau orașe, să vadă ce anume s-ar putea aplica și la noi și să treacă la, la treabă. Economistul Angus Deaton spune în cartea Marea Evadare, despre care o să vorbim pe larg într-un alt episod, că inegalitatea este o consecință a progresului. Și are o abordare foarte interesantă la care poate că nu v-ați gândit nici voi până acum. Zice așa, oricât ne-am dorit noi, nu toată lumea se poate îmbogăți sau nu toată lumea poate face transformări bune în același timp. Mereu vor exista decalaje mai mici sau mai mari. Dar decalajele astea pot fi un motor al progresului. Vezi că altora le e mai bine și încerci și tu să faci ca ei. De pildă, un copil vede efectele educației și vrea să meargă și el la școală. Dar inegalitatea poate fi și un factor negativ dacă cei care ajung pe o treaptă superioară vor să-i oprească pe ceilalți să ajungă acolo. Așa că trag scara după ei. Din fericire, când vine vorba despre o infrastructură urbană mai umană, deocamdată n-a tras nimeni scara. Exemplele sunt acolo. Toată lumea e liberă să se inspire și să imite pentru a anula inegalitățile și pentru a ajunge la progres. Apropo de exemple, am citit recent un articol despre viața în Danemarca, despre nivelul de încredere existent acolo între oameni, dar și între oameni și instituții și despre un efect interesant al traiului într-un astfel de loc. Peste 70% dintre danezi Cred că oamenii din jurul lor sunt de încredere. La nivel de încredere în instituții, la fel, Danemarca are cel mai mare scor din lume. Și știți care e cel mai vizibil rezultat al încrederii? Nu o să credeți. Bogăția. Mi s-a părut foarte interesantă explicația unui om de știință intervievat în articol. Uh, încrederea dintre oameni, zicea el, se traduce în aproape 25% din bogăția care există în Danemarca. Cum adică? Ce înseamnă asta concret? Înseamnă de pildă că oamenii nu se dau în judecată prea des unii pe alții. Așa că nu există cheltuiel cu litigiile. Nu se cheltuiesc bani pe sisteme de monitorizare video sau pe alarme. Firmele nu plătesc echipe uriașe de avocați care să le scrie contracte de zeci de pagini. Multe dintre înțelegeri acolo sunt verbale, nu scrise. V-ați gândit vreodată la conexiunile astea? Mi se pare o perspectivă foarte interesantă. O, o, corelație inedită între încredere și bogăție. Uite, am avut câteva experiențe acum cu șantierul ăsta de la Teatru Nației. Foarte mulți oameni actiați după tot felul de contracte și tot felul. Cele mai bune înțelegeri le-am făcut bătând palma cu oamenii respectivi și uitându-ne ochii în ochi. Și până acum n-am dat greș, deși au fost destule situații grele. Trebuie să avem încredere unii în alții. Aia e, mai ei niște țepe. Ne luăm tot timpul. Trecem peste ele. Cetățenii danezi nu pierd timp și bani luptând cu instituțiile și administrațiile locale. Oamenii care dețin puterea, ca aici e treaba, sunt considerați a fi de încredere. Cetățenii văd din experiența de zi cu zi Că oamenii care îi reprezintă sunt acolo ca să acționeze în interesul lor, al societății ca întreg. Așa că nu pierd timp cu cereri, petiții, proteste, pentru că n-au de ce să le facă. Uite, întrebare, voi cât timp ați pierdut anul ăsta sau în ultimii ani încercând să rezolvați vreo problemă cu care vă confruntați la voi în localitate? cât timp au pierdut toți acei oameni despre care am mai vorbit în episoadele din sezonul ăsta, încercând să salveze copacii de la mutilare și spațiile verzi de la betoane, acțiuni inițiate tocmai de acei oameni aleși care ar trebui să aibă grijă de sănătatea cetățenilor. nu? Apoi, legat de copii, citeam că unii dintre danezi n-au nicio problemă să-și lase copiii să doarmă afară, în cărucioare, în fața cafenelelor sau în fața restaurantelor, am văzut și eu asta pe afară și în Danemarca în special, cât timp ei stau în interior, la povești cu prietenilor. Există și o poză în articol, deci chiar s-ar putea să, să fie adevărat și vă spuneam că am văzut și eu. Găsiți articolul în descriere. Bine, și la noi s-ar putea să vedeți copii în curând... Parcați în fața restaurantelor și cafenelelor, dar din alte motive, tot mai mulți proprietari de spații au început să aibă o problemă cu accesul copiilor pe teritoriul lor. Probabil că ați văzut deja, s-a discutat mult luna trecută despre o terasă din București care și-a întocmit un regulament foarte strict care îi vizează pe părinți. Și, printre altele, părinții trebuie să se asigure că își țin copiii așezați pe scaune pe întreaga durată a vizitei. Desigur, nu sunt invocate alte motive, ci alea de siguranță. Eventuale na, coliziune acolo între copii și personalul care aduce mâncarea, dar și e vorba și de acest respect pentru ceilalți clienți care ar putea fi deranjați de hărmălaia făcută de copii. Ce părere aveți despre asta? Vă rog să lăsați în comentarii, sunt foarte curios, pentru că eu vă spun din experiență proprie că e foarte greu de tras o linie clară aici. Eu nu sunt foarte, foarte permisiv din punctul ăsta de vedere și am avut opinii diferite atunci când am discutat cu oamenii care efectiv lucrează la cafenea și care au zis că au fost la un pas de accidente foarte, foarte grave atât cu animăluțe, cât și cu uh, copii. Adică îi ai pe copiii care explorează, nu? Asta fac copii. e bine să facă asta, e normal, e în natura lor să fie curioși. Apoi, societatea părinții anulează curiozitatea. Problema e că în părinții acestor exploratori sunt niște oameni proscrescuți, ca să fiu elegant, uh, niște oameni care își pun proprii copii în pericol. Pentru că nu poți lăsa copilul de 4-5 ani nesupravegheat într-un local până în punctul în care el ajunge în bucătărie și să opărește pe acolo. Uh, sau pur și simplu iese în stradă. Am văzut și astfel de cazuri. Da? Unde, Doamne Ferește, poate să fie lovit de o mașină. Uite, la noul spațiu am desenat deja, vom avea în curte uh, uh, inclusiv un spațiu de joacă pentru copii. Uh, sper să reușim să facem rost de, de banii necesari până, până atunci, dar asta se întâmplă pentru că noi am căutat an, ani întregi un spațiu atât de generos care să poată să corespundă pretențiilor noastre și să poată adăposti toate aceste spații. De la bibliotecă la sală de teatru, de la o, o altă scenă cu sală de spectacole, gândiți-vă că noi acum vom avea două scene, deci două săli diferite pentru activități culturale, biblioteca o terasă, o grădină extraordinar de, de generoasă, unde vor fi inclusiv un spațiu de joacă pentru copii. Vom avea și un loc special amenajat pentru câini, astfel încât stăpânii să-i poată lăsa acolo cât timp ei intră la, la un teatru sau la un concert. Dar pentru asta e nevoie să fim cu toții preocupați de această infrastructură prietenoasă despre care tot vorbesc aici, părându-le multora nebun, probabil. Pe de altă parte, Copiii au ajuns să stea ore în șir așezați în bănci, ascultând și scriind despre subiecte care de cele mai multe ori nu îi interesează. Când ajung acasă de la școală, munca nu se termină, așa cum se termină în cazul unui adult. Copiii ajung acasă și trebuie să facă teme. Iar în weekend merg cu părinții la tereasă din asta unde nu au voie să se ridice de pe scaun. Dar, hei, la mulți ani de ziua voastră, copii! Vrem tot ce e mai bun pentru voi. Uite, un alt exemplu de parenting și văd mereu astfel de scene și cu greu mă abțin, m-am abținut și de data asta, dacă nu era nevastă mea lângă mine, n-aș fi reușit să mă abțin. Un copil a scăpat ceva pe jos în aeroport și s-a plecat să ia de pe jos. Doamne! Ce reacție au avut părinții lui? Niște părinții cu bani, se vedea din cum erau îmbrăcați ei, din cum era îmbrăcat copilul, ce fel de... Cărucior avea, Doamne, și Taică s-a venit urlând la el și a zis, Bă, tu nu gândești. Cred că avea 5 ani copilul. Tu nu gândești. Fabulos. Iată părinți care își traumatizează copiii și apoi se miră peste niște ani de ce copiii detestă. De aia că sunteți niște tâmpiți. Revin. Unul dintre pilonii educației daneze este jocul liber. Din joc înveți cum să înveți. La fel cum din spațiile în care stai cu alți oameni, înveți cum să fii împreună cu alți oameni. Iar cuvântul cheie de aici este liber. Jocul liber. Pe mine mă ia capul atunci când văd părinți, părinți tineri, care intervin ei în jocul copiilor. Să le spună regulile și să aibă grijă ca regulile să fie respectate. Nu cumva vreunul să nu respecte regulile și copilul lor să piardă jocul sau să fie în vreun fel dezavantajat. Și vreau să vă spun că am fost un astfel de părinte când fimea era mică. Eram la rândul meu un copil ceva mai mare care nu știa nimic despre nimic. Dar un copil în jocul căruia, atunci când era mic, părinții nu interveniseră deloc. Ai noștri n-au intervenit niciodată în jocurile noastre. Apoi, simt că rămân fără aer când văd părinți care... Țipă la copii de pe marginea terenurilor de sport spunându-le cum să facă astfel încât să, să le iasă ceea ce încearcă ei acolo. O pasă, un șut, o aruncare, o, un, un anumit, o anumită poziție, o lovitură de rever la tenis. Acest comportament arată că părintele respectiv n-are încredere în propriul copil. Că nu-l crede suficient de capabil pentru a ajunge singur la o soluție. Iar studiile arată că dacă nu ajunge singur acolo, copilul nu va reuși niciodată. Trebuie să ținem cont de faptul că creierul fiecăruia funcționează și învață diferit. Așadar, un copil trebuie să facă propriile conexiuni pentru a ajunge la reușită. De aia, chiar dacă sunt animați de cele mai bune intenții, părinții care dau ei soluțiile de pe margine, ajung să le facă rău copiilor. Toți copiii sunt proiectați din fabrică să vrea, să-și dorească să exploreze de unii singuri, să fie curioși. Și argumentează foarte bine această idee Peter Gray, autorul cărții Liber să înveți. El spune că lipsa jocului liber le omoară spiritul și le încetinește dezvoltarea mentală copiilor. Nicio jucărie, nicio activitate de calitate pe care o putem cumpăra pentru acești copii nu înlocuiește joaca liberă cu alți copii. Din jocuri libere, copiii învață cum să se gândească la probleme și cum să le rezolve. Învață să interacționeze cu alți oameni, să socializeze, învață ce fel de cuvinte le schimbă dispoziția celor din jur, adică ce cuvinte să spui și ce cuvinte să nu spui. Același grei. Spune că n-ar trebui să ne mire atunci când copiii își petrec puținele ore libere jucându-se pe calculator, pentru că ecranele au rămas, din păcate, singurul spațiu nesupravegheat de adulți. Doar acolo se mai pot juca liber și pot avea propriile reguli. Apoi, tot în Danemarca, apropo de jocul liber, există în general un anumit stil de a construi blocurile astfel încât joaca nesupravegheată să fie posibilă și totuși sigură. Există multe blocuri construite în jurul unor curți comune unde copiii se pot juca, iar geamurile apartamentelor sunt cu vedere spre acest spațiu de joacă. Se întâmpla și la noi treaba asta, doar că la noi toate locurile de joacă dintre blocuri au fost înlocuite de locuri de parcare, pentru că părinții, în general, în țara asta, sunt atât de imbecili încât îi preocupă mai tare unde își parchează mașina decât un spațiu de joacă pentru copiilor. Din păcate, în acest punct, suntem și nu ne gândim deloc cât de rău le facem copiilor luându-le spațiile de joacă pentru a ne parca noi mașinile. Contribuie mult în Danemarca la toată starea asta de bine și faptul că străzile nu sunt dominate de mașini, ci de biciclete. E altă mâncare de pește acolo. Sigur că la nivel declarativ și noi stăm excelent când vine vorba despre grija pentru copii. Vai, nu mai putem. Dar când vine vorba despre politici clare, concrete, cu viziune pe termen lung, zero. Nimic. Iar asta se vede clar de câte ori apare cât un raport cu comparații între țările din UE și noi. Suntem campioni la sărăcie, la abandon școlar, la mame minore, știm toate lucrurile astea. Printre țările din UE, România e campiona absolută în a-și pune copiii în pericol în spațiile comune din orașe. Am avut un episod întreg aici în care am vorbit despre accidentele rutiere. Nici nu acordăm atenție acestor subiecte. Asta până când se întâmplă să devină copiii noștri victime. Sau niște copii pe care îi cunoaștem. Dar atunci e deja prea târziu să ne preocupe subiectul și să acționăm. România era în anul 2022 țara din UE cu cei mai mulți copii uciși în accidente rutiere. Cele mai multe dintre accidente se petrec în interiorul orașelor. Să fiți atenți și la treaba asta atunci când luați decizia săptămâna viitoare. Vedeți ce candidat a luat în serios siguranța pietonilor în interiorul localităților voastre. Desigur, dacă asta e ceva important pentru voi. Eu mă uit cu groază la acei copii care merg pe marginea drumurilor din comunele și satele românești. În cele mai multe cazuri, nu există trotoare și copiii merg la câțiva centimetri de mașini. Orice pas greșit, orice neatenție din partea unui șofer, se poate solda cu victime. Avem nevoie de trasee protejate pentru copii, nu doar pentru bicicliști, care sunt destul de vocali, dacă ați văzut, și e, e bine să fie așa. Dar e nevoie de astfel de trasee pentru copii, trotuare protejate, care să îi poată face pe copii să se simtă în siguranță. Pentru copii a devenit un risc mortal mersul pe jos, chiar și în orașele mari. Pe mulți cetățeni din orașele civilizate, cum se spune, îi zguduie tot mai des această invazie a mașinilor și cer o împărțire mai echitabilă a spațiilor comune și, foarte important, limitarea vitezei în interiorul orașului. Adică, ok, nu putem să facem mai multe spații, avem un oraș prost făcut, care s-a dezvoltat greșit, nicio problemă. Nu putem scoate mașinile, nicio problemă. Haideți să punem limită de viteză. Calculele sunt foarte simple și le avem deja de ani de zile. Un copil lovit de o mașină care circulă cu 30 de km pe oră are mari șanse să supraviețuiască. Fiecare kilometru în plus adăugat la viteză crește riscul unui accident și riscul unui deces. Și nu e vorba doar de copii, bineînțeles. Riscul ca orice persoană să fie ucisă dacă e lovită de o mașină care călătorește cu 50 de km pe oră e de 5 ori mai mare față de situația în care mașina ar circula cu 30 de km pe oră. Decizia e simplă, nu? În orașele civilizate lucrurile se schimbă. De ce ne place atât de mult atunci când călătorim prin alte părți? Pentru că vedem tot mai multă infrastructură pentru oameni. O infrastructură care la noi lipsește cu desăvârșire. Iar acest decalaj, cum spune Ditan, ar trebui să fie un motor al schimbării. Inegalitatea ar trebui să ne revolte și să ne facă să cerem mult mai apăsat schimbările care să ne ducă și pe noi în rândul statelor civilizate pe care ne place să le vizităm. Ne modelăm orașele, iar apoi ele ne modelează pe noi, nu? Spațiile pe care le-am construit nu ne permit să ne întâlnim ușor. Nu le permit copiilor noștri să se întâlnească. În România. Părinții sunt șoferii copiilor. Mulți copii sunt transportați cu mașina peste tot, la școală, peste tot. Cu mașina până în clasă, dacă se poate. Da, nu poți să-ți lași copilul la colțul străzii, ferească Dumnezeu. Nu, dacă îi se întâmplă ceva, du-l până în clasă, cu mașina, bineînțeles. Apoi de la școală, înapoi acasă, la activități extrașcolare, la întâlniri cu prietenii la. Asta dacă părinții își permit. Dacă nu, ghinion. Copiii stau în casă cu ochii în telefon, în calculator și apoi ne luăm de ei că stau toată ziua cu ochii în telefon și în calculator. Și în PS-uri. Suntem făcuți pentru a merge. E foarte important. Iar faptul că stăm atât de mult într-un loc jos, cum stau și eu acum, ne omoară la propriu. Citiți-l pe Daniel Lieberman cu o istorie naturală a exercițiului fizic, dacă n-ați făcut-o încă. Am discutat mult despre această carte la starea sănătății. Nu o să mai vreți să stați ore în șir jos și nici nu veți mai accepta să mergeți cu copiii pe terase care vă obligă să-i țineți nemișcați. Sigur, nu puteți și să mergeți cu copiii undeva și să stați la băute și la râs cu prietenii fără să știți unde sunt copiii. Da? Trebuie să vă sacrificați un pic, să mergeți cu ei. Mergeți cu ei și ei sunt personajele principale din viața voastră. Că de aia ați făcut, nu? Dacă sunteți șoferi, trebuie să conștientizați această putere uriașă în relația cu un pieton și mai ales în relația cu un pieton copil. Cel mai bun lucru pe care putem să-l facem, astăzi, de ziua copilului, este să ne promitem că vom încetini de câte ori ne apropiem de treceri de pietoni, că vom încetini în zonele rezidențiale, de câte ori trecem pe lângă parcuri, spații de joacă, de printre, dintre blocuri. E de ajuns un moment de neatenție, cum spuneam, pentru ca o nenorocire să se producă. Știu, știu, voi n-aveți astfel de momente de neatenție, pentru că sunteți șoferi profesioniști. Nici nu înțelegeți cum de nu sunteți singurii din lume demn să aibă permis de conducere, nu? Toate astea până când se întâmplă primul accident. Că de-aia îi spune accident, nu? Se întâmplă, nimeni nu-și dorește. E, nu facem aproape nimic pentru a diminua riscul acestor accidente. Și neapărat, de dragul copiilor, nu puneți ștampila pe candidați care cred că aglomerația în trafic se rezolvă cu și mai multă infrastructură rutieră. Eu nu cred că nu mai e loc de discuții cu acest subiect. Avem studii clare, cu cifre, cu date. Orice șosea nouă, orice bucată nouă de infrastructură pentru mașini nu face altceva decât să aducă și mai mult trafic în orașe. Măsurile de care avem nevoie sunt cu totul altele. De-aia câteodată, în, în anii electorali, îmi vine să candidez la, la primărie. Ca să iau acea primă măsură afară cu mașinile din orașe. Și hai să mai tăiem din betoane, să mai punem niște spații verzi, să mai închidem niște străzi, nu să mai facem niște străzi. Să avem transport în comun, ecologic și bun, și la timp, și cu care oamenii să-și dorească să circule. În Japonia, spuneam și la starea sănătății, ca să-ți o mașină, trebuie să faci întâi dovada că ai unde să o parchezi. Spațiul public e al nostru, al tuturor. Să nu-l mai cedăm mașinilor. Spun asta pentru a nu știu câte oară, deși îmi dau seama că probabil mulți mă înjură. Cunosc foarte mulți cetățeni care ar susține orice inițiativă care le-ar face drumul cu mașina prin orașe mai ușor. Dacă s-ar putea să meargă cu suta și să nu oprească la niciun semafor, la nicio intersecție, dacă n-ar exista treceri pentru pietoni, ar fi super. Vă las cu această idee. Înainte de a încheia două scurte momente publicitare, prietenii noștri de la Server Config pun umărul la o economie circulară, o economie în care nu mai aruncăm, ci reparăm, refolosim. Produsele lor electronice refurbished, pe care le găsiți pe site-ul serverliniuțaconfig.ro, au performanța unor produse noi, dar prețuri mult mai avantajoase. Tot pe site-ul lor găsiți și un magazin online cu produse second hand care au mici probleme estetice. Eu mi-am luat un laptop senzațional și are o zgârietură pe o parte, adică serios, oricum l-am zgâriat eu de când l-am luat de mai multe ori. Dar uh, uh, au aceleași performanțe și aceste produse, uh, precum cele recondiționate. Găsiți pe site reduceri substanțiale și prețuri speciale pentru lichidări de stoc. Lăsăm în descriere un link cu explicații despre diferența dintre produsele refurbished și cele second hand. Și le mulțumim și partenerilor noștri de la Audio Tribe. În aplicația Audio Tribe aveți acces la peste 15.000 de cărți, printre care se află și multe dintre cărțile recomandate aici la podcast, newsletter sau la starea sănătății. Găsiți și foarte multă ficțiune bună. Și că tot e 1 iunie azi, există în aplicație și multe cărți pentru copii pe care le puteți asculta împreună cu ei la un drum mai lung cu mașina. Da? Da, va trebui să nu mai ascultați manele în condițiile astea. Avem și ceva informații din interior. Colecția de povești pentru copii Dar Motan se pare că e foarte apreciată. Dacă vreți să testați cele șapte zile gratuite din abonament, intrați pe audiotribe.ro unde vă puteți crea un cont, iar dacă vreți să treceți apoi la un abonament plătit, codul de reducere SN25 e valabil în continuare. Primiți 25% reducere la prima plată a abonamentului, găsiți toate detaliile și în descriere și să vă fie bine. Da? Și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur. Hai că s-a răcit și ceaiul.